Salutare, salutare, oameni buni. Salut Patrick, salut Darius, bună mădă, care mai sunteți pe acolo, salut. Băi, ce să zic, băi, sper că merge tot aici, da? Ok, camera va fi ok. Microfonul sper să fie ok, să mă aud destul de bine. Și de dăm drumul la un joc, un joculeț așa de poker, frate, un turneu. Suntem undeva la vreo 187 de persoane înscrise la turneul ăsta. Au fost intrare de 20.000 de fisi. O să mai fie înscrieri târziu din ce am văzut acolo. Hai, vedem și noi ce iese. Păi, sper că mă apară, dar nu știu. Sper că merge totul bine. Salut, Răzvan, salut. Ce faceți? Cum sunteți? Cum a fost la școală azi? Care mai sunteți la școală încă? Ok. Ok, ok, ok. Ce bun. O să scăm turneul ăsta, după care sper să ne mai strângem vreo câțiva pe aici, o să dăm drumul la un omegel, o să închidem undeva pe la ora 8 în seara asta live, adică o să ținem doar vreo 2 ore, după care o să ne întoarcem mai târziu, mai spre seara, așa pe la vreo 11, o să mai dăm drumul la alte 2 ore de live și o să stăm până la 1, 2, dar de ce nu? E joi seara și merită să... Salut, Metrixele, salut, frate! E joi seara și na, mai sunt și mai târziu. Dacă mă întrebați de ce o să opresc live-ul, vă zic de pe acum o să-l opresc pentru că e meciul stelei și vreau să-l văd. Deci, hai, vă rog frumos. Voi sper să nu dureze mult turneul ăsta, sper să nu rămân printre ultimii, că asta ar însemna să joc o oră și ceva de poker. Ok, plătim. Oh, salut Adeline, salut frate, ce faci? Mersi de adul ăla de pe Facebook. Băi, dar ce cărți de Andro am gaf, frate, în viață. Oh, băi, am o problemă. Oh, filtrul ăsta, cum vine să mi-l scop pe ăsta. Trebuie să-l scop pe ăsta și mi-l pun pe ăsta la altul, ca să nu mai am eu treaba asta cu el. Stați așa, fraților. Că dau cu mâna de fiecare dată în el. Și mă deranjează. Da, și să-l scoate. L-aruncăm pe jos. Și punem treaba bine asta. Ok, sper că acum e mai ok. Dăm un fold aici. Luca Ciprian, salut frate, salut. Salut frate. Ce faci fratele Axel? Păi ce să fac, uite am găsit turneul ăsta interesant și am zis de ce nu o să joc, știi? Hai să vedem ce a ieșit, puii mei. Băi, sper că se aude ok, adică vocea mea sper să nu fie prea înceată pentru înceată, what the fuck. 10... As 4, a, perfect. Am intrat și eu puțin că trebuie să plec în oraș să mă pregătesc de meci. Da, frate, știu și eu, stau până la 8. O să stau live, după care o să închid live-ul și o să ne vedem undeva pe la ora 11, cred. Când o să facem Omega, așa nebun de seară. Mai facem tot așa vreo 2 ore, 2 ore acum, 2 ore atunci și... O pauză de alte 2 ore, ca să fie totul câte 2 ore, 2 ore, 2 ore, 2 ore, știi? 6-10, fai leu, au mătit ăștia deja blendurile. Nu-mi place. Băi, dacă tot jucăm poker, hai să ne prindem și o țigară, știi, ca să zice că suntem acolo. Trup și suflet. Băi, mă gândeam să încep cu poker în seara asta, adică am zis că na, dacă aș face tot Omegle direct, v-ați plictisi probabil, știi, în fiecare seară, Omegle, 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 Omegle. Așa am zis că hai, mai băgăm un poker, mai ascultăm o muzică, vedem ce mai este pe aici, 2, 3, am o luată să luăm bani, frate. Băi, vine și noi, prindem și noi o mână să luăm vreo câteva fisi sau sal. Lobby. Deci primul loc ia 822. Da. Hai că avem, hai că e bună mâna. Ziceam aici că primul loc ia 835.000 de fisi, al doilea 600, să vedem ultimul loc cât ia. Deci dacă ieșim în primii 54, luăm 21.000, adică ne-am scoate banii care am intrat. Revin când faci Omega. Băi frate, păi posibil să fac, dacă ies repede din turneul ăsta, imediat o să fac. Dacă nu o să fac de seară, după zi, să zic. După meci.
O să merg și o să mă uit la meci ca orice om și ca orice stylist. Băi, deja nu prea-mi plac ce mi-e mâna asta, da, hai. Asta o să se duc, o să-mi dea mie, o să mă forțez să dau o lint, sigur, 100%. Ok, și acum îi dăm noi un 320 și să vedem dacă plătește. S-ar putea să plătească, dacă intra până acum, s-ar putea să plătească. Da, fraților, forța FCSB și hai să mergem la Omega, că o să dau o lint. Juve 10, da, respect. Și am ieșit, hai să terminăm repede turneul ăsta. 3-1 pentru Steaua, da frate, și 3-1 pentru Steaua, zic ce mi-a zis, o și jetoane, jetoane, zice aici nu mai nu mai merge să mai jucăm, ok, hai mai dăm un mas 10.000, mai avem 10.000 de fixe, parcă nu mi-a dat aminte. Sit and go pe 8 sau pe 8, da, hai pe 9, așa dăm rapid un încă unul din ăsta. Sunt disponibil 35.000, really? Hai jucăm masa asta rapid, jucăm pe all-in tot și vedem ce este, dacă nu îi băgăm la Omega. Că văd că vă plictisit, vă, n-aveți chef. Marchează Ali Bek? Da, frate, sper. Sper să marchez Ali Bek, adică eu unul îl susțin, adică îmi place ca și jucător, n-am nicio treabă cu el. Aș face live cu meciul, dar problema e frumă motor, mie să nu am probleme eu cu canalul sau chestii de-o. Albec nu prea dă goluri. Băi, o să dea, o să vezi că o să dea pentru că e... zic că e prea disperat. Salut fratelul, salut Alex. Salut. E prea disperat să fac o figură faină și o să vedeți voi că o să fac gen vreo două goluri într-un meci bun de-a lui. Când o să fie, nu știu. Dar din ceea ce văd eu așa o să fie. Totuși să nu uităm cine e Ali Bek. Are acum o fază proastă ca orice jucător, toți au câteodată faze proaste, dar Ali Bek e jucător mare. Mai bun pizonul UNR. Băi, hai să fim serioși, fraților. Hai mă, că mă duc și eu Olin Babcerul. E într-o nouă și m-am scos. Da, n-a vrut să intre. Asta este, am terminat și cu ăsta. Închidem aici, continui să joci, nu, închidem ăsta așa frumos aici și am mai făcut budesc cu dublă și nu reg. Băi, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic fraților, hai să opresc eu aici videocapturul și să dăm un pic pe Omega, să am o... ok. Ne uităm și noi pe scena 3, am mai pus pe aici chestii cu Q&A, cu story, da? Pardon, mă scuzați. Și hai să dăm un raid așa, olea, un raid, un... or din asta, o plimbăreală pe Omega, să vedem ce lume găsim la ora asta pe Omega. Și dacă găsim persoane faine care putem sta de vorbă. Salut Răzvan, băi Răzvan, te-am căutat frate, astăzi vreau să vedem să facem mai cu TV stream-ul legat pentru... zi să-i zic. Pentru abonați și pentru chestii asta. Băi, o să las microfonul așa, adică pe e-mail chiar n-am nicio treabă. Hai să punem și noi cenzurica aici, să nu avem probleme. Unde ești cenzura? Ok. Perfect. Dăm un pic mai sus. Și dăm un start aici, vedem ce găsim pe Omega la ora asta. Nivo, hei, salut Nivo. Nivo, am impresia că ești fata de seară, cred, dacă nu mă înșel. Acum am venit de la practică, îl făceam aseară, am luat somn. Băi, lasă, nu-i târziu nici acum, poate facem în seara asta, gen, cât e meciul, poate îl facem atunci ca să fie pentru următorul live, la ora 10, jumate, cred, 11. Roberte, ce faceți, domnul? Hai că bag tip stream-ul și poți să donezi 100 de euro, frate, știu că asta aștepți. Ce face domnișoara Nivo? Ia uite frate, am nici bine n-am dat drumul la Omega și să umple chat-ul. Se vede că vă doriți Omega. Omega time, să râdem aici cu nebunii de Omega. Salut frate. Ăsta joacă FIFA. Bine frate, respect. Joacă FIFA continuare.
Salut, frate! Salut, salut, ce faci? Băi, bine, uite pe aici, tu? Ce asta? Vădeam, ce vădeam. Băi, îmi place sistemul ăla tot de acolo din spate, care l-ai făcut pentru... ștecării, da. Sau cum pui mi-i se cheamă. Am făcut aici, n-am făcut, frate, am făcut priza pe... Ia auzi, frate, ai auzit? Ai auzit că a murit Stella Popescu? Da, nu știu cine. Ia auzi, nu știi cine e Stella Popescu. Trăiesc, frate. Trist, ce să zic. Bine, frate, ai seară faină să ai. Băi, Dumnezeu să o ierte. Salut, Mircea Alexandru. Bine, bine, frate. Când? Nu știu, fraților, când a murit. Dumnezeu să o ierte dacă a murit. Scuze-mă că te-am înjurat. Stai liniște, frate, respect. Respect pentru băiatul cu buline pe tricou și cu tricou de la Adidas. Respect, băieți. Bine, frate, hai că vorbim, te las că-ți pe live acum. Abonați-vă la acest băiat, că merită. Dați like, share și subscribe. Și un mesaj pentru toți hateri care dă dislike să nu dă pula. Bravo, frate, respect. Cine nu dă like și share, cine nu dă like și share, mă, să-i curbă. Bravo, frate, respect. Știi că ieri a murit. Băi, Dumnezeu să ierte, frate. Ce să-i facem? Mai mare lumea, mai mare. Da, frate. Ce să-i facem? Asta e viața. Mai mare lumea. Mai scăpăm de oameni. Băi, vreau să vă anunț, dar vreau să fac anunțul ăsta mâine sau poi mâine, o să-l fac de azi, adică o să-l anunț de azi, poate mâine nu o să fiți unii dintre voi. De săptămâna viitoare o să fie cam așa treaba pe canalul ăsta, probabil doar un live pe săptămână, cred, când o să am și eu timp. Pentru că de săptămâna viitoare o să încep să învăț și eu pentru permis în modul serios. Când ne apropiem de 24, adică mâine, practic aș face o lună de când sunt scris la școala de șofer și o să trebuiască să merg să mă înscriu pentru examen. Și, na, aș vrea să-l iau, știi, din prima, ca să nu am probleme. Deci o să mă apuc să învăț și nu o să fac live în fiecare seară, plus că mai am și alte probleme. Marți o să încerc să mă duc la fratele din Mojo, să-i fac o vizită lui și lui fratele Ionuț. Să bem o sticlă de vin. Așa, și probabil o să fac niște mici, între ghilimele mici, vloguri. Ca să avem totuși o activitate pe canal, să aveți și voi ce vedea. Și... puii mei, o vedea ce-o fi. Oricum, sper ca azi, mâine și poi mâine să reușim să ducem canalul ăsta în 400 de abonați. O chestie destul de dificilă, dar eu cu ajutorul vostru cred că e posibil, adică o să dăm și noi share-uri, o să căutăm tot felul de soluții să-l ducem în 400 de abonați ca să fim cât mai mulți. De ce nu, poate până la sfârșitul anului reușim să facem un K. Că, de ce nu? De ce nu? Bă, găsim și noi ceva pe megalul ăsta sau sal? Salut! Bună! Ce faci? Bine, tu? Bine, uite, îmi place bluza ta. Mersi! Ești tradiționalistă sau cum se zice? Da. Bravo! Bravo, bravo, chiar mă bucur. Păcat că nu te văd și la față, adică să zic că ești foarte drăguț, știi? Da. Da, măi. Bine, măi, ce zic? Seara faină, stai, te pup. Ne zice aici Adiță despre ce a fost storytime-ul, sunt tipul de pe obă. Băi, storytime-ul a fost, am povestit zilele astea, am făcut în fiecare zi un moment de storytime, adică gen lumea când m-a întrebat despre anumite chestii din trecutul meu, am povestit și toate alea. Hello! Hello! Ești româncă? Da! Bun, așa, păi mă face aici să mă chinez, vorbesc în limba engleză, care eu nu o știu. Totuși, ce facem? Stau, dansez tu? Nu dansez, stau, văd că dansează alții. Dar cine dansează? Eu nu dansez, adică eu stau... Lăsați, am înțeles. Oare o să zică ceva cineva la școală? Nea, mă, îngrijorei. Stai că nu înțeleg, Nico. Nu înțeleg la ce te referi. Dacă o zică cineva ceva de tine la școală că ai apărut pe YouTube sau care-i fata?
Salut! Am înțeles, nu rezolviți. A, n-ai treabă, măi, adică, na, într-un fel sau altul, ești vedetă, știi? Canalul ăsta meu micuț, ești vedetă. Dar ești și tu canalul la virgulă colegii tăi, să intri și aici, să se abonezi, să dea un share, un like și toate alea, ca să fim cât mai mulți, să vadă și pe tine. Aș intra și eu pe Omegle să vorbesc cu fratele Axel. Băi, Mircea Alexandru, te aștept, frate. Chiar te aștept. Oricum, dacă ne intrați și ne întâlnim pe Ome, vă rog frumos să-mi faceți cunoștință, să-mi spuneți cât sunteți de pe live, ca să nu vă dau fraților skip. Și vă zic de pe acum că nu o să vorbim foarte mult pentru că ceilalți ar plictisi, știi, și nu dă destul de ok. Am înțeles. Fratele Lungu vrea să se conecteze pe Steam, din câte văd. Fratele lui. Salut, iubire, ce faci? Bine, bă, tu? Bine, fratele Emilio. Mamă, dar ce buzi ai, nebunul. S-aș trage odată. Am înțeles, lăsați. Mie să nu-mi scadă punctele la purtare, dar nu cred. Pentru ce să scadă punctele la purtare? 7 W. Pentru ce să scadă punctele la purtare, că ai apărut pe YouTube? Nu cred asta. Hai să fim serioși, fraților, cum să scadă punctele la purtare la școală pentru că ai apărut pe un canal de YouTube? What the fuck? Really? Da. Da, fratele, stați așa că am văzut aici, mă scuzați, îi dau lung un cod. De ce nu faci să fie camera în care apari tu mai mare, la fel ca aceea cu ceilalți, să o pui în dreapta cum fac majoritatea, cred că arăta mai bine. Băi, fratele Ciprian, sincer, problema asta o am de mult, chiar o caut să o fac, dar nu reușesc să o fac din OBS, adică nu știu, nu o depășit la capitolul ăsta. Chiar aș vrea să o fac. M-am întrebat, chiar am întrebat aseară, nu mai știu pe cine am întrebat. Nu mai știam, nu mai duc aminte. Băi, nu știu să o fac chestia asta, ți-o zic sincer și nu te mint. Lăsați. Ok, frate, hai să mai vedem aici, mai pe aici, că ne deranjează nenea lumea. A semnat Nemeț cu steaua. Băi, fain. Nu are treabă școala cu asta, stai liniștită că și eu am intrat pe live la Axel și eu la școală. Da, frate, nu are nicio treabă YouTube-ul cu școala, hai să fim serioși. Bau, surioară, bau. Ce faci, ai fugit de la frate Limojo? Mamă, frate, deci, mă tare după cap, dar nu știu de la ce. Salut, frate, ce faci? Ești ok? Ce fac, fratele? Bine, fratele, uite pe aici, pe Omega TV. Aoleu, stai așa, ce acolo lângă tine? O fată. O fată? Da. Dă să o văd mai bine, frate. Hai, ce acum ce arată? Dar vezi să nu mi-a arăti ce nu trebuie, știi? Cum? Am înțeles. Lăsați asta, o să o arătați data viitoare.
A terminat live-ul și am terminat și eu de mâncat. Acum, ce faceți? Uite ce să facem, suntem aici cu oameni faini pe Omegle. Cu fete faine. Ce faceți? Stăm, ce ne cânti? Stați? Da. E bun, e bun. Dar de ce zâmbiți așa de tare? N-avem voie. Ba da, a? Îmi păreți cunoscut, de-aia întreb. N-avem de unde. N-avem de unde? Lăsați, că ne cunoaștem acum. Păi nu, de unde sunteți? De unde? Din Cluj. Cluj? Fain. Tu? Eu sunt din Iași. Băi, vă invidiez că stați în Cluj, adică puteți să mergeți la One Talk sau cum puii mei se cheamă și eu nu pot să merg, adică... Da, adică vă invidiez. Chiar nu mă cazați pe anul viitor la... ca să vin la One Talk. Mai vedem, vrei? Păi vreau, lăsați în Facebook-ul vostru, vă adau pe Facebook, fac o cerere acolo de vot, auzi, de... să vin să stau la voi și na. Foarte bine, mi-ai fost până acum? În Cluj am mai fost, dar n-am mai fost la One Talk. Aș vrea să merg. Imortal, salut frate, salut. Și ne cânt și nouă ceva sau? Dar nu am cum să vă cânt, adică nu am voce, adică... adică lăsați să stați, știi? Microfonul așa mare, cum? Microfonul ăsta de ce așa mare? Păi am microfonul mare, dacă altceva nu am mare, știi? Yes, frate, eu am mică, dar știu să o folosesc ca pe un cârlig, înțelegi ce zic, nu? Adică gen mi-a zis o fată mai de mult, pentru a atinge punctul G, trebuie să o ai în formă de cârlig, știi? Așa. Și practic eu am luat și mi-am făcut instrumentul, am făcut cârlig, știi? Și acum ating tot timpul, când fac ceva cu o fată, îi ating tot timpul punctul G. Foarte bine. Păi, ce să-i faci? Am înțeles. Salut, frate. Salut. Ce faci? Salut, e Rafael, ce fac, mă? Cum? E Rafael, Facebook. Era, bă, băi, deci, fraților, unul îmi zice că-s Colo, altul îmi zice că-s Pintilie de la Steaua, altul îmi zice că-s nu mai știu cine. Băi, frate, nu, îs Alex sau Axel DJ pe YouTube, dacă vrei să mă cauți. Nu-s niciunul dintre ei. Ești Robi Roberto, alu' Neveu. Cine ești? Robi Roberto. Ești Robi Roberto? De la Neveu, da. De la Neveu să mor tu? Da. Erai pe live când am făcut eu ce nu trebuia? Sunt și acolo. A, ești live Neveu acum? Nu, eu. A, ești tu? Băi, respect, frate. Te aștept cu un raid. Salut, frate. Da, auzi, frate, Robi Roberto de la Neveu. Da, frate, dar că am început, văd că așa au luat cateringă seara asta, nu știu care-i treaba cu mine. Mai când nici nu m-aș mai duce să mă uit la meci. Hei! Ce faci? Stai să încerc să te aud. Cum? Am înțeles. Stai că încerc să descifrezi ce faci acolo. În fine, oricum nu-mi dau seama, dar... dar lăsați. Fă story time cu prima dată când ai făcut sex. Băi, prima dată a fost ceva de genul. Acum mulți ani, aveam undeva la 13-14 ani, cred. Sper să nu mint. Și practic a fost o fază de genul... stai. Practic ăștia de la mine din sat, eu stau într-un sat. Avea o tipă care o aduceau din când în când în sat la noi, era dintr-un alt sat, un sat vecin. Și o aduceau din când în când, na, și o făceau poști toți, știi? Practic o curvă, hai să o dăm pe șlau, știi? Și eu am prostit-o să vină să stea la mine vreo 3 zile și vreo 3 zile ăștia n-au mai făcut nimic, așa am făcut numai eu, știi? Și după aceea era ceva de genul, băi, dar lasă-ne o și nouă, știi? Eu am luat-o, am încheiat-o în casă, pa, piciorul a fost super durere de fază. A vreau să zic că 3 zile au fost sex, om, mâncare, sex și iarăși așa, cam așa au fost. Oricum nu a fost, nu pot să zic că a fost cea mai faină experiență. Nu, chiar a fost prima dată, dar a fost nașpa. Eu zic da, am făcut, dar pura mea. Ultima dată. Băi, ultima dată... cred că n-ar fi cazul, mă, de să zic când a fost ultima dată, că bănuiesc că știi. Adică bănuiesc că na, știi. Practic, am făcut-o.
Alex Iancu, salut taxele, salut frate, salut. Bine ai venit. Ai băgat-o și ai scos-o și gata. Da, cam ceva de genul a fost cu tipa aia, dar băi, faza interesantă la tipa respectivă e că avea sânii foarte mari, adică foarte mari, adică era mare, adică da. Și mie, da, fetele cu sufletul mare îmi plac. Adică sex talpă în 3 zile, ceva de genul a fost. A fost doar gen rush primit, știi? Care joacă CS, știi ce zic. Cu AVP-ul, ținta pusă și dă-i. Și dă-i și dă-i și dă-i fără număr. Cam așa au fost. Da, frate. Ce s-a întâmplat, Bianca? Zicea de ultima dată când am făcut sex cu tine, adică asta era ideea. Adică, practic, da, ultima dată a fost cu tine, n-am mai fost la curvii între timp. Adică am fost înainte să mă trag cu tine, am fost la curvi, după aia m-am tras cu tine și ultima oară m-am tras cu tine, adică, da, adică e tot ok. Sex oră talpă. Ai avut dreptate cu ce ai spus mai sus. Am înțeles. Am înțeles, lăsați. Adeline, din când în când mai lasă și Discord-ul de la noi. Să mor de nu îmi pun silicoane special pentru tine. Mai întâi trebuie să facem bani ca să spui tu silicoane. Să fim serioși. Salut! Bună! Ce faci? Bine, faci? Bă, uite și eu pe aici, plictiseau la bureală ca înainte de meci. Nu îmi da skip, că ești drăguță și n-aș vrea să mai vorbesc cu tine. Să nu-mi dai skip. Băi, deci la toată lumea când zic skip, nu înțeleg. Skip adică next, sau adică următorul. Ei, lăsați. De unde ești? Craiova. Super tare. Eu-s din Iași. Sunt moldovean. Să-i acus să nu se vadă. Să vede. Da, măi. Cum? Te aud foarte încet. Mai bine. Mai bine, lăsați. Seară faină să aveți. Mai vorbim altă dată. Când o să te aud mai bine. Pentru că știm povestea Bianca. Pentru că știam, am înțeles, lăsați. Băi, m-am setat pe faza asta cu lăsați. De aseară am rămas setat, adică gen și cu mama și cu toți care am vorbit de aseară până azi, la toți ai lăsați. Și asta e numai vina lui Robert. Stai cu minte cu mouse-ul ăla, păi uite, ai văzut acolo, sau cu mouse-ul pe țuță de-a ei, la ele. La ei, au văzut, what the fuck. Sau nu, dacă îți place așa bine, nu la fel de bine. Am înțeles cum te las. Lăsați. Opa, a venit Tatiana. Feriți-vă, fraților, că a venit Tatiana. Bună, ce faci? Am înțeles, nu vrei să vorbești cu mine. Lăsați-l. Bună. Ce faci? Uite și eu pe aici. Plictiseală. Cade joi seara. Da, măi, Moldova. Vreau și eu să-i ating cu mouse-ul țâțelii, dar avea pus ursulețul ăla în față și nu aveam cum să-l ating. Adică, na. Ia dezobișnuiește-te că mă enervează. Lăsați. Da, da. Băi, ești băiat sau fată? Ești băiat? Dă-ți tipă la față. M-ai speriat, frate. Aoleu, credeam că e băiat, am zis că mă duc dracului. Anticarele de băiat? Nu, dar știi, mai sunt din ăștia gay care, zi să-i zic, se mai epilează pe picioare pentru ăsta. Anticarele de băiat? Nu, ferească-mă Dumnezeu, stai, vezi că mă ia cu inima, lasă-mă încetul.
Lasă-mă încetul că eu sufăr de atac de cord. Înțelegi? Înțelegi. Am înțeles, stai. Da, chiar că e băiat. Băi, frate, nu știu, am piciorul, dădea de acum în nașpa. Stai, cine m-a intrat aici? Undertaker, îți dau next că se vede... Că se vede mic. Da, știu, frate, dar n-am nicio treabă, adică pur și simplu cine vrea să stea de vorbă cu mine, stai, cine nu, mai departe. Găsesc eu persoane care zile să le zic. Stați că am primit un mesaj important, deci vă rog frumos. Practic, băieți, să vă arăt pe data de 7-12-2017 o să fiu la meciul Stelei. Practic, dați aici, practic. Confirmarea mea, au ajuns biletele. Deci, practic, cine vreți să mă vedeți în viața reală, face to face, mă găsiți marți seara, adică săptămâna viitoare mă găsiți la Iași. Bă, ce dracu, fac fan meeting sau cum dracu se cheamă. Sau pe data de 7, de la ora, de la ora 12, cred, până la ora 8 seara mă găsiți în București, peste tot în București o să fiu, adică vreau să vizitez București, deci, practic, dacă vreți să ne întâlnim în viața reală, ne întâlnim marți la Iași, probabil prin Palace, bănuiesc, I don't know, sau o să ne întâlnim pe 7 decembrie la București, bănuiesc prin centru, vechi. Da, frate, hai să mai vedem ce mai găsim aici. Conchita. Cu cine joacă? Băi, am luat bilet la FCSB cu Lugano. Deci, dacă vreți să veniți la meci voi. Cică la tribuna 2, Inel 1, central, poarta E, sectorul 113, rând 3, locul 7. Băi, dar mi-e place locul 1, ce locul 7? Hai să fim serioși. Cică vezi că trebuie să te duci acolo, treci pe la Ionu, să lași vinul. Da, băi, mi-ajunge duminică seara, mi-ajunge vinul meu care l-am așa, vin bun, vin din ăla italienesc, știi ce zic, Tatiana, tu fiind din Italia știi ce zic de vinul italienesc, cum e? Salut! Păcat că nu te aud. Acum te aud. Mai devreme nu te-am auzit. Ce faci? Am înțeles. Super tare. O, uite și eu pe aici. Bate cu 5-0 pe Lugano. Da, frate. Adică, păi mei. Eu de la Slatina până la Iași cred că fac 90 ore. Băi, Mircea, dacă ți-e mai aproape Slatina. Slatina, cred că e Slatina World sau cum e aia. Nu știu, nu cunosc. Vezi că dacă te duci acolo, treci la Ionuț să lași vinul. Dar păi de asta mă duc, marți seara mă duc în Iași, adică marți după amiază o să mă duc, adică marți ziua cred, adică marți dimineața, adică nu știu, marți o să mă duc. Nu știu la ce oră vreau să mă duc să mă întâlnesc cu fratele Mojo și cu cumnatul, cum se zice, cumnatul Ionuț. Nu cumnatul meu, nu e cumnatul meu, adică înțelege-l. Să mor tu! Ok, hai că am dat și un report. Da, în Olt. Ah, ok, am înțeles. Băi, nu știu, prin Olt nu cred că atunci. O să fac un fan meeting acum, mă gândesc la fan meeting eu. Salut! Hai, dați chei. Dacă o să crește mai mult, o să fac și fan meeting-uri din asta. Deja visez prea departe. Dați-mi un refresh la creier, voi, ca să mă trezesc. Merg și eu la Iași, treci să mă iei. Tatiana, dacă îmi spui unde stai, na, eu trec să te iau, n-am nicio problemă. Mai ales, Ionuț are bază în mine, știi? Salut! Adică știi ce zic, Ionuț chiar are bază în mine, după farsa care am făcut, îți dai seama. Băi, mă bucur că nu mai e supărat, adică eu trecut am văzut. Cu toate că știu sigur 100% de marți, dacă mă duc în Iași, o să am așa două păli după cap, una de la... Una de la Mojo și una de la el. Asta e partea a doua. Tatiana, apropo... Fentă CSGO la noi pe chat. Salut, Fentă. Respect, frate. Respect maxim, frate. Salut.
Ia uite, fanii lui Mulru. Ia uite, fanii lui Mulru. Da, frate, suntem fanii lui Mulru. Fanii lui Mulru care îl iubim. De, aoleu, de ce am bază în tine? Da, cum sună ai Tatiana? Dar nu mai ești în Italia? Băi, mai mult fac Q&A cu voi decât Omega acum. Deci, Tatiana, dacă vrei să trec, să iau gen din Pașcan sau asta, trec. Am văzut că ai moderator la Mojo. Eu? Băi, nu știu. I don't know, posibil. Las, că o să-i spun, să-l scoată, ca să nu văd. Avem, da. Am jucat aseară cu Mojo Pub Gang. Bine, frate, ce să zic, bravo ție, respect. Oricum, îmi par cunoscut după nume, Fenta, ce sigur, nu știu, parcă am mai auzit de tine sau te-am mai văzut pe chat la Neveu, cred, dacă nu mă înșel. Tatiana, ai grijă că eu nu o să fiu. Ba, cred că o să fii, mă, dar cred că o să mergi cu mine și o să ne întoarcem seara înapoi. Singur nu mă duc. Sau dacă nu o să-l iau pe fratele meu, cum îl cheamă, Lungu. Că așa singur să mă duc până la Iași, e cam abureal. Sunt, glumeam și eu, o să vin și eu, dar nu chiar acum și nu stau în Pașcani. Ok, Tatiana, am înțeles. Băi, mie chiar mi-ar place să mă întâlnesc în viața reală cu unii dintre voi, adică cu ei mei. Și la Neveu și pe Omega ne-am văzut. Băi, Fenta, big like, frate, dacă ne-am văzut pe Omega, big like. Data viitoare să-mi spui. Bă, hai să mai dăm o leacă pe apă, că mă ca lua seca, frate. Băi, dar nu găsim nimic interesant în seara asta, stăm de vorbă pe Omega sau... Care-i faza? Salut, frate! Salut, boss! Salut, boss! A? 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 Lăsați! Salut, frate! Am înțeles! Sunt băiatul de nu purtam șapcă în cap și ți-am zis că am avut canal de 2K. Băi, frate, nu știu. Salut, bună seara, mă scuzați. Ce faceți? Puteți vorbi puțin mai tare, că nu vă aud prea bine. Am salutat doar, de seara. Am răspuns salutului. Mulțumesc. De unde sunteți? Timișoara. Frumos. La revedere, seara bună. Am înțeles. Hai că am vorbit și cu moșnea care căuta fete. Asta era Pomohaci, versiunea 2. Poate iau și eu permisul și după te iau eu. Tatiana, lăsați, Tatiana. Ești mic în YouTube, dar faci reclamă la apă. Da, frate, eu fac reclamă la borse, că-mi pui mei. Deți apa să fie cea mai bună. Deci vă rog eu frumos, s-o cumpărați cu plăcere, cumpărați-o că e bună apa asta. Ăsta-i fratele Coco, trag în tine. Băi, firai tu să fii, că nu te cunoșteam, îmi pui mei. Și faci, bossule. Vezi că te aud nașpa. Unde ești, frate? La un tovar acasă, frate. Big like, frate, big like. Bun, frate, bun. Tu ce faci? Uite, fac și o leacă de live și după aia mă uit și o la meci și după aia mai vedem ce-o fi. Bun, frate. Da, frate. Bun. Bine, frate, hai, ne auzim, seară faină. Salut. Da, frate, făceam publicitate la apă lui Coco, în puii mei. Adică Coco, da, știi, cumpăr apă borse, că e bună apă borse. Hai, că am înțeles. E treaba cu lăsați în seara asta. Salut, frate. Ăsta e ăla de a... făcut pușcărie. Fenta, ăla e fratele Coco, care e... E macho man, să zic așa, am tot respectul pentru el. Cum era Coco pe Facebook? Coco pe Facebook, căutați-l ceva de genul Nova Calin, dacă nu înșel. Coco e nelisit de pe oameni, da, deci noi avem seara și întâlnirea pe Omega, adică înțelegeți noi. Adică nu suntem gay, dar practic
Suntem cei mai buni tovarăși de pe lume. Salut! Nu, nu vrei să vorbești cu mine, am înțeles, am înțeles. Ăla, practic, nu mi se vede capul ca lumea. Nu știu cine, e un băiat, un rapper, dacă vă uitați la video de aseară, la sfârșit, la ultimele 5 minute, cred, o să găsiți un freestyle așa, făcut rece așa, la improvizație, adică arătam eu obiecte și îl făcea freestyle. Super tare cântă, mare o voce. Salut, frații mei, ce faceți? Bine, tu, mi-a dat next de vreo 3 ori, ok. V-am dat next de vreo 3 ori? Da. O, ce țigări fumezi, mă? Băi, fumez din astea, dar nu mai am multe, adică mai am vreo câteva și mai am vreo câteva pe aici. Hai de pula mea! Stai alea, stai că am o muscă, stai 2 secunde. Așa, aveam o muscă, frate, mă deranjam, băzia pe aici. Găbulea, ce critici trebuie să îndeplinesc să primesc moderator? Ieși, nașule, stai cu minte, că ești deja moderator. Ce critici, ce criterii, frate, mă scuze. Ia uite-l pe haterul din Găbulea, dar până e haterul meu aici, numărul 1, ce-i facem? Zi, frate! Da, frate, hai că ți-l las acum, 2 secunde și ți-l las. Câți abonați ai? 303 aveam când am dat drumul la live în seara asta. Și acum câți ai? Acum am 16 pe live. Hai că ne abonăm, Să rămână. O, să trăiești nea Găbulea, păi nu vine nașul meu numărul 1. Bine, frate, hai, abonați-vă acolo și ne vedem pe live. Salut! Salut, salut, seara faină! Ia uzi, la nașul meu, îmi zice aici de criterii, băi, nașule! Ești numărul 1, cum? Hai să fim serioși! Zgârcit acolo, nu mi-ai face și tu, mă, right, firai tu să fii, dar asta e viața, las, noi să fim sănătoși! Să-i ținem noi minte, punem noi un pomelnic la morți, aia, lăsați! Oricum, fraților, dacă nu sunteți abonați la Găbulea, faceți-o, că e cel mai rai by eu. Rai by tu, doar tu. Alex, YouTube ne zice că ne-am abonat. Bine ai făcut, bine ai făcut, frate. Chiar bine ai făcut. Hai să vedem, reușim să strângem 350 de abonați, mâine 400 și apoi mâine 450? Sau salt? Hai, la 20 de persoane pe live mai facem un story time. Mai povestim ceva din istorie, gen cum am fost la Găbulea. Cum am gândit eu să mă duc la Găbulea și ce să-i... N-au mai făcut raid de peste 2 luni, cred. Așa, le-am înțeles, lăsați. Da, fraților, la 20 de persoane pe live povestim cum am fost eu la Găbulea și ce s-a întâmplat în ziua aia nebună la care... Practic am mâncat sarmale umplute cu un întuneric. Așa că ați înțeles. E super funny poveste, chiar aș vrea să mă povestesc. Hai zi, Pier. Salut, frate. Ce faci? Bine, frate, uite pe aici, tu? Ești YouTuber? Nu, frate, nu. Sunt devenire. Fain. Da, ai frate. Cum? Ai țâmbrele. Ce să fie? Ai țâmbrele. Ce sale? Un fel de mănuș de piele. Nu am, frate, lăsați. Bă, vezi că intru aici să văd ce mi-ai trimis, stai câta. Da, frate, hai că te șer. Să nu ieși că după aia cu oameni. Nu, dar copii să dau măcar, știi, să am aici. Da, frate, și dă și tu un subscribe acolo, că mă ajută mult. Îți dau un subscribe. Să le spui la băieți că mi-ai violat câinele, lasă, lăsați Găbulea, lăsați. Lăsați, frate. Stai puțin? Stăm, așteptăm aici. De unde ești, frate? Din Calea Severin, Aina, tu? Eu zi Iași. Ești live? Da, frate, stai aici. O, englezul, salut, fratele meu. Life is good. Te lași de YouTube, ultimul live. Te lași de YouTube? Tu ești Clash? Nu, frate, pe ce link ai intrat tu? Că nu mă las de YouTube. Am la titlu, am Ome TV, Storytime, facem 350 de abonați azi sau sal? Bă, tu nu ești driver Brașov? Nu, frate, de unde să fiu driver Brașov? Păi mie așa mi-a dat. Ți-am dat link de... Bă, what the fuck?
E același link, frate. Deci un... tot așa, live și... Am înțeles. Caută dacă nu pe YouTube, caută așa. Și mă găsești. Tu ești. Bob Marley, welcome to the jungle, my friend. Tu ești, bă. Da, frate, eu. Bine, frate, hai, big like, ne auzim acolo. Luca Ciprian, bună seara, domnișoara Găbuia. Da, bine zis, bine zis. Hai să punem cenzura aici, că nu știm cine arată nenea. Salut, frate. E mortal, mor. Nu mări, frate, lasă că mai avem nevoie de tine, să mai intri pe aici cu noi, mai stăm de vorbă, mai povestim. Băi, deci mi se stinge țigara când stau de vorbă cu voi, să-mi bag cearele. Salut, fratele Rubica. Nu tu simt cu... Stai, ce mă stigă. Te pup, Rubica, te pup, frate. Hai, salut. Salut. Își bate copilul joc de tine, mă. Te prăjește copilul, tragă-ne el, frate, n-are ce treabă. Te trola copilul, asta e viața, riscul meserii. Mai suntem și trolați, adică poii mei, adică știți, adică înțelegeți voi. Adeline, cum sunt cu like-urile? Strângem și noi 20 de like-uri azi până închidem live-ul sau? Băi, au intrat aseară numai fete și azi nu mai sunt fete, frate, adică nu mai avem ce combina, adică trist. Bună. Ce faci? Dar vezi că te aud foarte, foarte încet. Eu ce să fac, uite, plictiseală pe aici și... Na. Aștept și o să înceapă meciul stelei, să mă uit și la meci, ca orice bărbat din România. Mă gândeam să faci un live dance cu camera la gură. Teoretic, da. Nu, teoretic fac live. Da? Da, te aștept pe live-ul meu dacă vrei. Să ne faci cu mânuța și să deschidem o sticlă de șampanie pe chat pentru tine. E, dacă deschizi cu adevărat, nu cu chat. Băi, cu adevărat pot să deschid o bere pentru tine, șampanie nu am în casă. Ok, perfect, dar aștept 2 secunde să mă duc să o iau. Bine, te aștept. Ok, nu da skip. Nu skip. Ok, revin imediat, frate. 2 secunde. Deci dacă dă skip, mor. Credeam că ai dat skip, că mă supăra. Da, fraților, facem publicitate și la Berry Gros, sau cum pui mi-ți cheamă asta. Ar fi fain să fiu sponsorizat pe YouTube de ăștia. Mare măciucă ce intră la live. Dacă dă skip. Da. În cinstea ta, bea o bere. Ai văzut că mă țin de cuvânt? Ce faci, de unde ești? Ai dat skip, am înțeles. Trist. Am desfăcut o bere pentru ea și a dat skip. Trist, frate. Cu călugării sau... Până mâine te faci cu bani. Da, cum să nu? Nu mă vezi că primesc e-mail de la... De la ăștia, de la Growls, cum pui mei se cheamă, că vor să mă sponsorizeze cu live-ul și să fac publicitate la ei. Adică, practic, nici n-am băut multe beri de la ei pe live. Adică, lăsați. Oricum, mi-a dat track, tipa, adică m-a pus să desfac o bere pentru ea și după aia mi-a dat skip, adică, na. Mai aveam și eu o bere în frigider și am desfăcut-o pentru ea, adică vreau să o beau la meci și pui eu.
Băi, englezule, nu fii hater de nu am putut să zic că pierde steaua, că trebuie să-mi zic. Hai să nu beau pe live, că... Ți-a pus-o un bot, ha ha ha. Băi, asta e viața, riscul meserii, Mircea Alexandru. Cât zici că se termină steaua Pulzen? Băi, după mine un minim 2-0. Pentru că vine după o înfrângere cu Iașu usturătoare, adică un 1-0 care doare. Și, na, înțelegi. Băi, faci ceva pentru mine, zi engleză de ce-ți fac, fac orice pentru sufletelul tău. Dar nu ești tu fratele meu, fratele Mileu. Să termin cu lăsați, lăsați și eu mă termin cu faza cu steaua. Am înțeles, lăsați, lăsați. Da, frate, ok, gata, termin cu lăsați, lăsați. Fă, dormi? Am înțeles. O, Mr. Condar TV, salut, frate, salut. Bună, bună. Salut, fratele nostru. Dacă nu vă aduceți aminte cine e Condar TV, e băiatul de el la care am dat noi un mic raiduleț. Deci dacă n-ați făcut-o până acum, abonați-vă la el. Merită băiatul, big like de la mine pentru el. Hei, ce faci? Și azi dau de tine. Ce nu? Nu. Păi și eu asta fac. Am înțeles. Respect pentru gestul tău de ieri. Respect și pentru tine, frate. Și ține-te, frate, de... Încearcă, vezi cum iese, adică la fel și eu. Uite, am avut noroc de fratele meu, că mă susține și m-a ajutat, adică mi-a dat două raiduri care pot să zic că mi-au dat un impuls. Și așa, și în cazul tău, nici nu știi cine îți dă un raid din ăla care te ridică și îți dă un impuls destul de mare. Ce oameni frumoși aici, da, frate, suntem oameni fain, fain. Sper să reușesc în viitor să-ți mai fac un raid, frate, pentru că meriți, sincer. Dar să ne strângem mai mulți, adică, și să fii și tu live, bineînțeles. Salut. Am înțeles, nu vrei să vorbești. Salut, frate. Am înțeles, lăsați. Păi aia e, dacă n-ai impulsul ăla, n-ai nicio tragere. Da, frate, știu. Știu ce zici. Adică știu. Și eu mă uitam, spre exemplu, acum... O săptămână jumate făceam live și aveam 3 persoane pe live, pot să zic, și acum am 14. Încetul cu încetul, dar trebuie să te ții, trebuie să faci. Din ceea ce văd eu, trebuie să faci zi de zi, trebuie să te ții. Oricum gestul tău de apreciat. Mersi, frate. O să o fac tot timpul chestiile astea, pentru că practic așa ar trebui să fie YouTube-ul românesc și YouTuberii români, să fie uniți, să nu fie hate-ul ăla între ei. Pentru că n-are rost. Fratele Robi. Am înțeles. Salut. Cum? N-am auzit. Ce faci? Bine, beau o bere în cinstea ta. Hai noroc. Mă bucur. Și eu mă bucur, și eu mă bucur. Tu nu bei nimica în cinstea mea? Ce e aia? O, Ciucaș, trăiască Ciucașul. Facem publicitate la Ciucaș și la Groș. Acum pui mi-i schema. De unde ești, frate? E bun, e bun. Ești din Vaslui? Zic, de unde ești? Ești din Vaslui? Da, de unde? În Banat, Caraș-Severin. Ești din Caraș-Severin. Frate, în seara asta numai din Caraș-Severin dau pe aici. Adică
Am zis că am găsit o groază de oameni din Caraș Severin. Sunt mulți, sunteți mulți acolo. Da, da. Mulți și mulți oameni faini, n-am ce să zic. Respect, frate, respect. Nu știu să pun imagini din aia pe OBS să ascund una niște. Băi, Condar, o să te ajut eu, frate. O să te ajut eu. Nici eu nu știu prea mult, sunt că la început de drum învăț, dar promit că ce reușesc eu să fac, adică ce am eu acum, o să-ți arăt și ție. Promit. Ia Discord-ul meu, frate, din descriere sau dă-l tu, Adeline. Și intră pe Discord acolo și vorbim și te ajut eu. Patrick Salos ne zice că știu echipa de start a Stelei. Ok, frate. Ok, ziceți-mi și mie ce ne vrea. Să vedem dacă avem șanse să câștigăm în seara asta sau lăsați. Iarăși tu, domnișoara frumoasă, de mai devreme. Da, de mi-ai schimbat, pa. Pa? Da, te da. Ți-am dat follow pe Astral DJ. Mersi, frate, mersi. Pe ce mi-ai dat follow? Stai că nu-mi dau seama. Dacă ai dat pe Facebook, mulțumim. Te aștept acolo, fratele Condar, să-ți explic sau să te explici băieții dacă nu știu. Apropo, Răzvan, Mr. Fox, mai ești pe live, frate? Pierde steaua 100%. Băi, frate, lasă că nu pierde, hai să fim serioși. Hai, frate, că asta chiar ți-a pus-o în bot. Da, frate. Băi, mai ai și riscuri din astea, adică puii mei, hai, n-ai cum toată lumea, la toată lumea să-i o tragi tu, adică uneori mai ai și nașul, știi? Adică cum e domnul, el poate să fie nașul meu, adică poate să-mi dea un rec total, nu? Am dreptate sau nu? Gen, dacă eu aș face mișto de tine, și tu ai putea face la rândul tău mișto de mine, să-mi dai un rec din ăla total în care să fie nașul meu, știi? Și am belit pe ăla, practic. Am dreptate sau nu? Păi vezi, asta vă zic, fraților. Văd că a intrat Driver Brașov live. Super tare. Dacă a intrat Driver Brașov live, super tare. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur că nu s-a lăsat. Bună, bună. Am înțeles. Bună, bună. Am înțeles. Ah, nu dați skip? Credeam că dați skip. Nu schimba. Nu schimba, așa. Nu schimb, aici stau. Uite aici, stau un așez mai bine, beau o bere cu voi. Vezi că are invite, de fapt, are invite, nu am, dar are trei. Ce are? Și... Stai că n-am înțeles ce ai zis mai devreme. Am înțeles. Ăsta vinde fair 100%, da. N-ai văzut ce lans la gât avea? Hei, hei, ce faci? Bine, bine, place tricoul tău. Îmi place tricoul tău. Aoleu. Păi ce zici, mă? Îmi dau tricoul jos pentru tine? Nu, mersi. E, dar de ce, măi? Îl dădeam și eu, ți-l dădeai și tu și făceam ceva așa la cameră și tot. Ia, stai că s-o trezit pula lău să vorbească. Da, zice aici echipa. Iată echipa de start a Stelei. Vlad Enache, Balaș, Planic, Moraes, Coman, Filip, Ovidiu Popescu, Golovka, Alibec și Man. Băi, dacă nu era Man, eram ok. Dar cu Man în echipă, eu nu-s de acord. Deci, pur și simplu, nu suport. Echipă varză ca și al Speția. Băi, tot ardeală. Băi, deci tot până la Speția, frate. Deci tot până la Speția. Deci, te rog frumos. Totuși, hai să nu uităm ce jucător important are Speția, frate. Dacă ai auzit engleză de Gilardino, frate. Hai să fim serioși. Băi, dar fetele mele cucuiete unde-s? Unde-i Bianca? Unde-i Tatiana? Au ieșit, salut.
Nu da skip, firai tu. Ce faci? Băi! Taci, mă, neforță. Băi, lasă-mă, frate, în pace cu Manus. Ce vorbești de aici? Lasă-mă, în pace cu Man, frate, că Manei... Manei la fel ca ăsta, grozav. Cine e specia asta? Zice Freda Răzvan. O, ia uite că intră băieții grei. O, iară, bă, ți-ai să dăm pe tine. Da, frate. Da, nu mai știi ce sunt, am înțeles. Stai așa un pic. Englezul, steaua e vază ca și specia. Bă, frate, cum să ia bătaie steaua de la Iași, mă? Băi, cum să iei steaua bătaie de la Iași? Uite, a luat. Asta e viața, riscul meserie. Mă bucur și pentru Vlad că îi se dau minute. Băi... Na, asta e viața. Credeam că numai mie îmi place, pardon, să fac oamenii să se oftice. Lăsați, lăsați. Stai că vine toată berea înapoi din cauza la tipa aia, frate. Are avea 18 ani, are timp. Băi, mai vedem, salut. Ce faci? Am înțeles. Am înțeles. Salut. Am înțeles. Am înțeles. Salut, fraților. Salut. Ce faceți? Unde vă duceți? Băi, frate, am ieșit afară la o țigară. Am înțeles. Cu tovarășii și nu putem să stăm pe la noi pe acolo pe zonă și ne plimbăm, suntem pe undeva pe A3. Undeva pe A3? Mergem spre Ploiești. Super tare, fraților. Dacă sunteți careva din Ploiești, uite băieții ăștia vin la Ploiești, ieșiți cu ei la o bere. 24 de like. Bă, mulți am fai la fructuță. Bine, frate. Ia uite, băieții din Slagov. Bianca, unde ești? Băieții ăștia sunt pentru tine. Sa. Băi, facem și noi 25 de like-uri. Hai, un like acolo, cine ne-o dat să dea. Deja din meciul au fost bune. Băi, au fi fost, nu știu ce să zic. Ori fi fost, oricum nu pot să zic că îmi displace cum joacă Steaua anul ăsta. N-am văzut meciul cu Iași, asta pot să zic. Trebuia să mă duc la meci, dar nu m-am dus. Că na, practic am băut. Aici sunt, nu sunt de mine, am înțeles, Bianca, am înțeles. Credeam că ai ieșit, Bianca, și tu și Tatiana. Am zis că băta, m-a abandonat aici, m-a lăsat singur. Ați văzut că am desfăcut o bere și aceea. Deci, a, nu stau eu cu alcoolistul ăsta aici, ce facem? 14 persoane, da frate, forță, forță maximă. Ceva de vârsta mea nu găsești? Bianca, pentru tine de vârsta apropiată ție, eu l-am pe engleză. Super gadget. Salut! Vorbești cu mine sau îmi dai skip? Am înțeles. Hei, ce faci? Cum? Eu bine doar că te aud cam încet. Am înțeles. Am înțeles. Păi verdi și schiperi. Te duceai în Cehia la meci? Cine eu? Eu? Nu eu cu Petre, eu. Nu frate, nu mă duceam la meci în Cehia, adică o să mă duc la București. Șerban Cătălin mi-a dat aici un like la pagină, mulțumim fain frate. Nu mersi, nu vreau la Bădău. Am înțeles engleză, 17 ani. Băi, Bianca e prea frumoasă pentru tine. Ți-o zic sincer, acum, fără supărare. Pardon, nu că ai fi tu urât. Deci nu că ai fi tu urât, Mirele. Dar Bianca e super frumoasă, sincer. Deci, ți-o zic sincer. Așa, din sufletil ți-o zic. E prea frumoasă. Și aș aștepta un an pentru ea. Da, da, știu, știu când da, știu. Salut, salut! O, salut, salut, ce faci? Uite, bine, pe aici, pe acasă. Dar ce faci acolo? Încerc să tai coada la un cățel de pus. Încerc să tai coada? Dar de ce? Dă prea mult din coada? Dar o codiță mică, mică și mai bine nu mai are. Stai puțin, te rog. Ok. Salut, Mădălin, Adrian, salut, frate. Alo! Of, stai așa că e afară, e afară. Stai așa.
Stăm aici. Aoleu. Am înțeles. Bianca, băi, eu zic adevărul, Bianca, adică tu ești super drăguț, din ce am văzut pe Facebook-ul tău acum, dacă o să-mi dai next seara, știu. Am înțeles, o să-mi dai next, ok. Dar eu, oricum, chiar dacă îmi dai next, eu spun că ești super frumos și că, păcat când dai next, dar asta e viața, riscul meserii, n-ai ce faci. A? Da, am înțeles că s-aude super nașpa. Bine, mulțumesc frumos. Să crești mare. Da, next. Ok. Dă-mi next atunci, seara faină. Las că stăm la teu. Sincere, ce faci frate? De ce arăți limba? Nu arăt. Ce-am vorbit noi aseară? Păi dacă chiar nu vorbești... am înțeles, mă, engleză, tu ești cu Diana, adică vrei să comim pe Diana, am înțeles. Băi frate, dacă îți trebuie curvă, scuze că o dau așa pe șlau. Am înțeles. Eu îți dau fată de milioane aici și tu, bugule, dacă vii pe 7 la mei și poate vin și eu. Băi frate, deja am primit biletul, am arătat mai devreme poza, chiar am primit biletul acum. Adică uite la aici, practic 100% o să vin. Stai așa. Practic o să vin la meci. Deci practic o să fiu în București, frate. Și am zis, aștept fraților, ca sunteți din București, vă aștept să ne întâlnim, nu știu unde, o să ne punem de acord atunci. Dacă ne strângem mai mult, poate ne strângem vreo 10, 12, 15, 14, 20, 90. Mergem, fraților, și stăm la un suc toți și vorbim, discutăm, vedem și noi, vizităm și noi Bucureștiul și pana mea, știți. Oricum, frate, Cobra, vezi că pe zona aia unde am eu biletul luat, nu mai erau locuri. Adică, gen, când am luat 4 bilete atunci, nu mai erau locuri cam deloc. Luca Ciprian, like, comment, share, subscribe. Da, frate. Bine zis, Luca. Hai că nici nu suntem 14 persoane pe live. Băi, dacă urcăm în 20 de persoane pe live, promit că nu mai chiar live. Și îmi bag piciorul în el de meci. Ne vedem seara înainte din meci, după ce ești de la muncă. Da, frate. Ne vedem, oricum. Eu am zis, eu sunt de la ora 12, 100%. De la 12 până seara la 8 înainte de meci o să fiu prin București, o să vizitez București, că nu l-am vizitat foarte mult și o să mai fiu cu cineva, pui mei. Da, ai dat mesaj? Am înțeles, aici e combinație între mădă și... Adică combinație, nu vă gândiți că se combine ei. Vara lui... Foară, bă, cu ce nu vin toată berea înapoi. A, salut, frate, salut. Iarăși. Nu închide life-ul, oricum sper să te ia bătaie steaua. Bob Marley, trag în tine, frate. Deci trag în tine, cu tot sufletul, trag în tine. Da, și-a răspuns sec, nu am mai aruncat nicio vorbă. Am înțeles engleză. Rip ție, frate, să zic. Oricum, engleză, am văzut mesajul care mi l-ai dat, adică gen că vii în țară. Băi, frate, în perioada aia o să plec eu din țară, deci, practic, nu știu că o să ne vedem. Cum ți se pare Golovka? Băi, Golovka, destul de bunicel. Destul de ok, nu am ce să zic. Opa, ce faci, măi? Nimic. Dar de ce nu faci nimic? N-am ce faci. Aleu, păcat. Nu vrei să vin eu ca să ai ce faci? Da, mă, du-te și te culcă-i. Băi, lasă-l, băi, du-te și te culcă-i. E dracu. Erau tasul, cred că, lângă ea. Bă, Marlin, fratele meu, pierde steaua să lasă-te, ei, pă. Bă, salut, ce fac fetele? Bă, frate, nu cred. Mamă, trei fete dintr-o lovitură, m-am scos. Dar sunteți la școală? Poftim? Sunteți la școală acum sau acasă? Acasă, stai puțin. Nu, că am văzut harta aceea în spate și mă gândeam, am zis că voi sunteți la școală. Nu sunteți, suntem... A, am înțeles, a, liceul, da, nu-i școală. Ai 22 de ani. Tu ai 22 de ani? Da. Eu, el este mai mică. A, am înțeles, înseamnă că, virgulă, cu tine pot să fac o combinație, adică nu-mi iau 7 ani de tibet, adică e ok. Nu. Perfect. Eu am 25, îs moșneag. Da. Oricum par mai tânăr. A, mulțumesc. Na, cum acela să spui și tu, adică na, vrei să încerci Facebook-ul și ai zis că na, las că zic că ești frumoșel și nu pari de 25 ca să mi-l dai, știi, am înțeles. De unde ești? De unde? De unde ești, din București? Ai București.
Cum să fiu eu din București? Nu sunt. De unde ești? Eu sunt din Vaslui. Oh, departe. E, nu contează, poți să mă deplasez, adică oriunde ai fi, eu vin după tine. Ai vin mâine pe aici, în București? În București? La ce oră? La ce oră vrei tu, dacă îți dați numărul de WhatsApp, îmi dai mesaj. Da, dacă vrei poți să-mi lași și Facebook-ul tău și număr de telefon și ce vrei tu și adresa și tot. Adresa nu. Păi ce faci, mă, nu-mi lași și adresa? Uite, numărul de telefon. Stai sus. Numărul de telefon și de WhatsApp, îmi dai mesaj cu WhatsApp. Am înțeles. Stai două secunde să-l scriu. Zero. Ok, ia scrie. Dă-mi și mesaj, că sunt pe WhatsApp. Am înțeles. Da. Te numești? Maria. Maria Ioana. Tu ești campioana. Aaa, bă, că știți? Am formația în spatele meu. Cum? Am formația în spatele meu. Păi cântăm ceva. Păi nu, ai începe să... Nu, de colind cântăm noi, direct. Aaa, numai de colind. Păi cântați ceva. Cu orice. Nu cântăm, avem emoții la prima întâlnire. E, la prima, lăsați, lăsați. Stai așa să-ți dau un mesaj. Stai că îmi prind. Nu știu să umblu pe telefon, asta e problema mea, știi? Când la noi la Vaslui aici de abia au apărut telefoanele, știi? Vorbești serios? Eu vorbesc serios. Adică ne-au luat și o cărămidă din asta, dar nu știu să o folosesc, știi? Vezi că am joie 7, stai cu minte. Lăsați, lăsați, n-am zis eu de asta. iPhone-ul nu-mi place, ce crezi? Da, știu. La fel și eu. Băi, hai că îți dau un bip ca să ai numărul meu. Pe WhatsApp n-am numărul, am numărul meu de gen... Ia spune dacă sună, stai că sună. Maria? Haide! Stai că dau acum. Eu sunt, haide! Ți-am închis, îmi place suneria ta. Ok, păi am două telefoane, stai liniștit. A, să înțeleg că unul folosești pentru amanți și unul pentru iubit. Am dat de WhatsApp și mai am pe ăla cu care vorbesc mereu la telefon, știi? Ia uite, să trăiască berea. Păi na, ce să facem și noi ce putem. Hai, te adaug eu pe WhatsApp dacă îți dau mesaj, ok? Da, dar doar că vezi că nu o să-ți meargă pe numărul ăsta care ți-am dat eu acum pentru că am numărul din Italia, pentru că eu practic locuiesc în Italia. Mă sun tu atunci și îmi dai mesaj. Da, măi, Maria. Bine, te pup, seară faină. Axel, dă-ne și nouă numărul. Nu, fraților, nu mai dau absolut nimica. Niciun număr, niciun Facebook, absolut nimica nu mai dau. Pentru că am avut în trecut niște probleme de genul ăsta și nu vreau să mai am probleme. Ce combin, combin doar pentru mine și pentru frații mei care știu că sunt din credere. Cum mă cheamă pe aia din spate dreapta? Aia, lăsați acum. Așa, fuțu-s morții, măticul, lăsați. Englezul, lăsați, frate. Astea s-au machiat pentru Omega, what the fuck, ceva de genul. Nu că zice aici engleză, ia zic nu că am întrebat așa. Ce mai avem pe aici? Cum o cheamă pe aia din spate dreapta? Am dat deja skip, adică deja practic nu mai este de vorba acum. Hai să mai căutăm și noi aici, vreo în țara asta, dacă mai găsim. Ne-am făcut și cu număr de telefon de la Maria Ioana din București. Ții doar pentru tine, a? Păi nu? Are de o casă la mine în sat. Stai că n-am înțeles asta. Arde o casă la mine în sat. Serios? Băi, vezi că mă sperii, frate, am o problemă. Ești pe cu incendiu. Dă-i cu motorină, ia o să zice engleză. Băi, trist, frate. M-ai făcut să mă iei frica și pe mine. Și apropo, trebuie să mă duc și eu să mai pun lemne pe foc. Băi, frate, dacă mă duc și eu până la centrală să bag două lemne, că mi-e îngheață ouțile aici. Mai stau și cu geamul deschis și să iasă fumul și, na, practic în camera asta e foarte cancer. Revin în 2 minute, mă duc să pun două lemne pe foc și continuăm imediat cu Omegalul. Da, pe fundoaia. Param, papam, revin și fug cum îmi stă în fire. Bravo, Tatiana, bravo. Hai, revin imediat, fraților. Rămâniți aici că ne întoarcem în 2 minuțele pe ceas.
Da, fraților, hai că am revenit și eu. Ia să vedem ce avem aici. Param, papam, revin și eu cum însă. Păi ai lemne, băi preda. Să-ți blând. Bagă 10 flotări, aha. Ce mai am pe aici? Iar mă freci la cap copilul ăla. Așa, nimeni nu are copil. Tatiana Crețianes, trăiască copilul 18, mult înainte. Bianca să ne trăiască. Mm-hmm. Am înțeles, am înțeles, frate. Băi, am fost și eu să pun... am fost și eu să pun niște lemne la centrală. Și practic, după ce m-a speriat mădă că la ea am stat arde o casă, mi-am luat și o panică. Salut, Axel, Mot, chat. Axel, am dat 300 de nexturi și tot nu am dat de tine. Băi, frate, o să dai imediat, dacă ești atent, o să oprit acum. Patrick Salas ne zice că avem 28 de like-uri. Hai, fraților, încă 2 like-uri, să facem 30 la video ăsta înainte să-l închidem, adică gen la 8 o să închid live-ul. Pentru că practic o să merg să mănânc, practic o să mă uit la meci. Dacă ne strângem 20 de persoane pe live-ul ăsta, o să rămânem în continuare, chiar dacă e meci, chiar dacă ne e foame, chiar dacă plouă, chiar dacă ninge, chiar dacă orice, rămânem în continuare. Dar practic nu suntem 20 de persoane, așa că ne vedem după aia mai târziu, o să continuăm cu Omega Time după meci. O să fie după meci, da, na. Am asta viața. Bă, și ziceam legat de centrală, practic, am fost să pun... Cică, Axel, mai țin minte că ai promis că te abonezi la mine. Băi, frate, ai dreptate. Deci chiar ai dreptate. O să fac ceva de genul. Uite acum, deci pe live la mine, pe live-ul meu, așa, dau acum go to channel. O să tragem în partea asta la altă. Stai așa un pic, o să dăm full screen. O să dăm pe scena 2, chiar dacă nu ne vedem. Fraților, abonați-vă la tonul Tatiana. Dau subscribe acum live. Deci în live dau subscribe. Like it video. Apărim aici la ea, fii atent. Deci apărim aici, fraților. Suntem aici, prezenți. Deci nu uitați, fraților, abonați-vă la Tatiana. Să facă și aici 50-100 de abonați, fraților. Merită. Poate că de curând o să facă așa un live. N-aveți de să știți. Deci merită. Ok, hai să ne întoarcem noi la Omega. Ne întoarcem la pe scena 3. Cine se abonează la Axel primește fasole. Da, frate, sincer să fiu, azi am mâncat fasole cu aia. Aoleu, sunt la promovare. Da, frate, de ce să nu te promovezi? Adică, păi mie, n-am nicio treabă legat de chestia asta cu... Stai, frate, că... Îți faci promovare la mine, faceți-vă, fraților, dar de ce? Ce, că rămâne fără abonați, că lumea se duce la Tatiana? Dar da, Dumnezeu. Chiar nu am nicio problemă. Ia uite, prieta, zice că ne-am abonat, s-o abonat și eu. Tatiana, mai întâi stai să fac eu un K și după aia faci tu. Adică tu ai putea face foarte simplu un K, dar na. Vedeți cum e serie. Și băi, și eu sper anul ăsta să fac un K. Adică pe 31 decembrie practic s-a mâncat, dar cam greu. Mersi, mersi de subscribe. Să crești mare, Tatiana. Oricum, dacă nu mai ai sub 18 ani, e ok. Tatiana, am dat și pe clopot. Bravo, frate. Ți-am dat skip mai devreme pentru că am crezut că... Stai 2 secunde. Așa. Am crezut că na, practic o să ieși afară și nu o să te întorci înapoi și na, am dat skip. Ai reușit să tai coada la cățel? Încearcă acum. Și eu m-am abonat, Bianca, ai făcut 80. Băi, uite chiar, frate, pe bune, la Bianca nu s-a abonat. Hai să mai facem o promovare subtilă. Subtilă din aia, gen. Go to channel. Ok. Hai să facem cum am făcut și la Tatiana, că după aia se supără Bianca. Păi, dar ce la Tatiana ai făcut? Într-un fel și la mine n-ai făcut. Păi, n-ai făcut. Păi, de ce? Păi, de ce nu te-ai abonat la mine? Pe la ai făcut. O să vadă lumea că te-ai abonat la mine. Oi, aici să fim abonatul cu numărul 81.
Și beam cafea și tu ceva, puneți aici o copertă, o chestie, nu mi-a... Uite, deci, la Tatiana, deci la Tatiana era în felul următor. Aici apărea că îi place video-ul meu, adică tu n-ai dat like la video-ul meu. Deci, practic, ar trebui să nu mă abonez, înțelegi? În fine, asta e viața, risc cu meserie, lasă răutatea asta, n-ai dat like, lasă, lăsați, asta e viața. Asta e viața, ce e să mai zice de acolo? Ia zi, prieta, care picior și care mână o vrei în gips? Am înțeles. Lăsați. Ziua-i prăjitule, trebuie să mă abonez și la tine. Băi, fraților, asta înseamnă de acum să mă abonez la toți care sunt picioare la mine. Hai, că nu fac. Salut, o, respect aici, fraților, pe chat, pentru stai, băi, bac, eu am ieși. Stai că am, nu mai găsesc cenzura să, să o scot, frate, unde ești? Aici. Fratele Condur aici cu noi, Condur, am zis bine, Condar. Cum o scoți? Frate, trebuie din OBS să umbli. Păi am creat acolo. Deci, practic, trebuie să-ți creezi niște imagini acolo, să-ți faci cotură, să-ți faci alea. Oricum, o să-ți explic dacă vrei după live, o să-ți explic tot, știi? Bine. Acum are semnat să opresc pe aici, astea să arăt, să dau, știi? Și mai am și o jumătate de oră de live și o să-ți... Ți-am zis, intră pe Discord la noi acolo. A intrat? Ok, și apoi eu acolo o să-ți iau, să-ți explic tot. Ce am învățat și eu, mai sunt niște chestii super șmechere, adică gen, eu nu reușesc încă să-mi dau seama cum poți face gen pe live să se vadă, adică eu să mă văd în stânga și tu în dreapta, știi? Adică să nu se vadă unul peste altul, nu-mi dau seama. Bogdan Fans, și fai, ui. Camera, în funcție de cum o are ăla, cred. Băi, nu știu, frate, nu știu. Ia uite, respect Condar, respect, frate. Nu dăm aici un spam pe chat cu respect pentru fratele nostru. Bogdan Fenes, ce faci? Băi, mulțumesc cu fratele Mojo, cu Mojo m-a ajutat să-mi dea impulsul ăsta în abonați și... Gata, Tatiana, acum am abonat. Go to channel. Bianca, și aici dau de tine, băi, Bogdan. Da, ți-am dat deja. Ia uite, bine, frate. Tu ai zis că ești din Iași? Sau de unde ai zis că ești? Din București. A, din București. Ia auzi, Bianca, fratele Condar e din București, poate duci la el. Mamă, dar e frumoasă, pare frumoasă. Cine, Bianca? Da. Băi, dacă n-aveam femeie și nu era surioara mea... Mă abonam nu doar la canalul ei de YouTube, mă abonam la tot. Dacă înțelegi ce zic. Bogdan Nebunaticu, salut, frate, salut. Eu sunt de ceva timp aici, atât. Da, frate. Și faci live în seara asta sau? Bă, aș vrea, dar mi-au strike dacă dau drumul iar pe omigelul ăsta. Că nu ai cenzura. Da, nu știu să pun căcatul ăla. Am înțeles. Dau drumul la un CSGO și aia e. Da, sau. Eu uite, deci eu am problema asta, eu nu pot juca CSGO pe live, că îmi pleacă laptopul. O iese pe ușă singur. Yeah. Salut, server din Discord, nu e bun. Da, știu, frate. Da, ăla nu e bun, e expirat linkul ăla pe care l-ai acolo pe Discord. Da, trebuie să-l schimb. Nu știu, frate, nu-mi rămâne setat acolo pe Discord să-mi rămână gen... Lasă că ți-l dă, Bogdan, ți-l dă Adelin. Din când în când îl mai dă. Adelin, dă un pic link-ul de la Discord, din nou. Bine, John, hai că te lași. Da, frate. Hai, văd și ce mai găsiți, mai stau și o jumătate de oră. Respect pentru tine și comunitatea ta. Mulțumesc frumos, să rămână. Te pup. Salut. Și că... Tatiana, eu nu sunt ta... Da, Tatiana, cum nu ești tu, surioara mea? Fică. Eu am zis că vreau să fiu prima, să fiu... Fratele meu. Păi, stai așa, cum să o dăm ca să o dăm bine? Păi eu am două surioare, care am două, sunt numărul 1 pentru mine. Și aia se numesc Bianca și Tatiana. Te trecu. În fine, după care avem așa, iubirea vieții mele care o să rămână toată viața mătă, deci nu avem aici ce să facem. Amanta mea numărul 1, Melania, așa. După care surioarele mele numărul 1.
Mai e Amira, parcă la noi moderator. Ademin, dă link-ul de la Discord, frate. L-aș da eu, dar n-aș intra acum pe Discord. Ce bună era o lădiță de bere. Aoleu, și încă cum. Mai am o gură, frate, și rămân fără bere. Berea asta mi-o lăsasem pentru Virales TV. Salut, frate. Hai, lasă că m-am supărat. Păi cum, Tatiana, dar eu am zis, voi sunteți surioarele mele numărul 1. Vă iubesc pe amândouă la fel de mult. Ca surioare. Că dacă aș zice că vă iubesc altceva, după aia vine fratele Ionuț și mă ia de gât. Înțelegi? Ce vreau să zic. Băi, vreau să văd și eu ceva. Bibe, tu ce faci, Adeline? Băi, Adeline, sper să funcționeze link-ul ăla la Discord. Salut! Ce faci? Bine, voi ce faceți? Bine! Dar de ce tot mișc camera aia într-una, frate? Ioi, da ce frumoasă ești! Bună! Bună, bună! Mă simt obligat să-ți cer Facebook, înțelegi? Păi la cât e de frumoasă... Băi, frate! Băi, deci te invidiez! Frate! Frate, te invidiez, bossule. Deci chiar te invidiez. Stai acolo cu trei fete super bune și tu stai pe Omega, în loc să stai să te atingi de toate trei. Sau ești în cort pe wireless și am înțeles. Băi, delay sau mi se pare? Băi, e delay. Delay o să fie, adică e 100% delay. Salut, boss, ce faci? Bine, sănătos. Dani, boss, bine, sănătos. Băi, ce faceți? Vreți să-mi dați troll și să nu mă uit la meci? Ne strângem din ce în ce mai mult sau care e treaba? E frumoasă clanța din spate, nu? Da, da. Băi, voi vreți să-mi dați troll și să nu mă uit la meci, am înțeles. Am înțeles, frate, ce să zic. O să nu mai Rafael. Băi, Rubica. Ieri. Ce faci, fratele meu? Ce să fac, bă, dar nu mai terminați, bă, nene, bă. Continu, dau next-uri, da, le caută, fete. L-am găsit pe unul, pe Tataie. Pe Tataie? Pe Tataie? Nu știu, frate. Mamă, 80 de ani ăla. Ia uite, asta că e bun. De român toate cele, da. CS mai joci? CS? Da, mă. A, ești, sincer, ești Robic ăla de la NVO sau o dai așa? Da, Robic, pe ce ne seama acum pe YouTube. Da? Mi-a închis canalul ăla pe CPT. A, am înțeles. Uite-te să vezi că sunt live. O să mă uit. Câți abonați ai? Bă, acum nu știu, am vreo 200, că tocmai ce l-am deschis, am 3 live-uri ceva de genul ăsta, că zic imediat. A, frumos. Am 200, 199. Ăla aveam 1600. O, frumos. Da. Eu de-abia s-a început, frate, am vreo 300. Bă, așteptam să audă lumea de nou de mine, înțeles că momentan nu știe lumea de mine. Și să fac eu promovare, nu e problemă. Da, frate, eu aștept de la nivel să văd, poate trece vreodată pe la mine dacă se întâmplă. O să, păi, stai live. Nu știe omul, nu știe că eu fac live, asta e faza. Lasă-mă că-i zic eu, mă. E, lasă, lăsați. Lasă-mă. Nu vreau, băi, nu vreau din asta publicitate din asta așa, știi, subtilă, gen, cu bine. Nu, e subtilă, mă, frate, cum e. Asta e zice, vezi că nu mai pot să dau link-uri, mai intru și de când în când că sunt în drum spre oraș. Da, da, frate, e live de o oră și 35 minute. DJ Axel. Axel DJ, da. Brr.com, nu? Com? DJ Axel. Nu, caută Axel cu 2 DX DJ. Așa. Englezule, vezi că ai niște engleză pe la colțul gurii. A, are foarte mult engleză. Lasă, vă liniștiți, frate. Da, mă, da, ești live cu aia. Da, frate. Lasă-mă că
Așteaptă să știe lumea de mine și după să fac și eu și nebeu, să vezi. Lasă, mulți ani fain, oricum. Hai, salut. Salut, Serufeni. Te pula. Te pula, nea, ce facem aici? Salut, frate. Vorbești cu Lanu, băi, vedeți, aveți grijă cu englezul, că englezul e englez, adică știți, adică, na, lăsați. Ce faci, frate? Bravo, frate, mă bucur că te uiți la mine. Dar te uiți la mine pe live sau te uiți la mine aici pe Omega? A? Pe Omega. A, pe Omega, l-am înțeles. Deep forever, ce discret. Stai că n-am înțeles asta, frate. Să înțeleg că ești Robica sau care-i faza. Îți fac eu promovare, am înțeles. Lăsați. Băi, care vreți să-mi faceți promovare și care vreți să-ți salut? De tine am dat bună, mi-ai dat mesaj. Bună, am uitat să-ți dau mesaj, hai că-ți dau acum, stai așa că-ți dau mesaj acum. Nu mai găsesc aici, stai liniștit, hai să-ți. Stai, nu da skip, că te caut acum, îți dau mesaj, dar nu-ți aud, nu-ți cum, să, ce, stai așa, oleac. Uite că am și terminat berea. Oh, bravo. Stai așa, oleac. Să vedem cum se umblă aici. Ce, da, am înțeles. Băi, nu știu să-ți dau mesaj, frate. Bravo. De ce mai ai icon? Da, nu știu. Să-l ai și tu acolo. A, așa, oleac. Oleac. Acolo, olecuță ca aici așa iată. Să ai așa că m-am... Băi, prind urechile în telefonul ăsta. Cam la sol. Așa, da, măi, da. Stai, oleac, așa iată. Stai, oleac, așa. Stai că nu știu... Băi, nu știu să umblu. Îți dau numărul meu de WhatsApp. Adevărat. Așa, stai că ți-l scriu aici. 39 33 3 5 7 8 9 3 0 8. Ăsta e numărul meu, da, de pe WhatsApp. Nu e numărul de aici, din țară? Ăla e numărul de telefon ca să mă suni. Și ăsta e numărul de WhatsApp. Ok, da, așa. Nu sunt Robica, dar sunt de la el de pe live. Bere, ești moldovean? Da, frate, ești moldovean. Cine are, ce are tu? Niște băieți aici pe Skype. M-a întrebat toți că dacă sunt moldovean. Și am zis că dacă sunt și eu moldovean, dar nu știu din vasul lui. Ăsta e numărul din Italia, nu? Da, mă, e și numărul de WhatsApp. Cum ți se zice ție, să știu cum te trebuie? Alexandru. Alexandru mă numesc. Ok, să trăiești. Da, păi, trăiesc pentru viața mea, cum să nu trăiesc pentru Mariuța mea. Dar tu știi că, tu știi că dacă eu vin în București, ne întâlnim, eu o să-ți cer din nevastă? Pe bune? Da, păi cum adică? Tu crezi că eu vin degeaba sau cum? Mamă, uite că ești bună. Gata, te-am dat mesaj. Hai, vorbim acolo să mai râși o paitea de nebun. Am plecit. Uite, te-am dat mesaj acum la primul. Am văzut. Hai, te pup. Și eu te pup viață. Ai grijă de tine, pa, pa. Da, băi, stai cu... A, fratele, condur. Băi, am uitat, fraților, să scot. Te salută Carlin. Băi, nu cred asta. Dă-o tempo. Băi, dă-o dracu că-mi bag pula mea de YouTube. Dă-o dracu, coare. Băi, Carlito. Firai tu să știi, chiar tu ți-ai găsit, trebuie să-mi dai raid în pula mea în seara asta. Când vreau și eu să închid să mă duc să mă uit la mieș, tu ne-ai dat raid, acum așa am belit carișul. Și fac. De forever, Axel, sunt din Câmpul Lung, moldovenesc. Băi, te-aș vin la tine să bem o bere. Băi, Carlito, bagă în pula. Ei, dă o dracu cu aia. Exact, exact și tu, Carlito, hai că mi-ai dat-o, piste, așa mi-ai dat-o, știi, mi-ai dat-o cu... Auzi, ai uitat să scoți. Ce să scot, frate? Am uitat să scot cenzura, da, știu, era Maria aia mai de vreme. Băi, Carlito... M-aș închina în fața ta, dar mă duc dracului, dacă mă închin acum cu o bierea asta, am merit-o. Băi, Carlito, ce să mai zic, frate? Te pup și chiar mi-era dor de tine, frate. A, și fratele pe tard, băi. Astfel, DJ, te aștept, băi. Da, frate. Păi, adică, băi, chiar ăsta, frate, chiar
Chiar că virgul Carlitos îmi dea mie rai, nu o credeam, fratele meu. Băi Carlitos, scrie ceva, frate, pe live. Axel, cenzura, am oprit, nu mai, ce e mai? Mulțumim, frate, de rai. Ți salută Carlito, ești cel mai tare. Bă, cel mai tare e Carlito, că s-a gândit la mine, chiar nu mă așteptam. Nu mă așteptam în sensul, nu mă așteptam că nu mă, să mă găsească el cu mine pe YouTube, asta nu așteptam, nu mă așteptam. Dar așa, să-mi dea Carlito right, chiar mă așteptam. Pentru că nu știu, pe Carlito e un om pe care nu ai cum să-l vezi nervos sau să-l vezi că-și bagă sau să-l vezi... Eu chiar nu l-am văzut niciodată, am discutat mult cu el, am vorbit pe Skype, am pierdut nopți, să o zicem sincer, Carlito, știi ce zic? Am pierdut nopți împreună și asta și niciodată n-am văzut nervos pe om. Mulți ani fain, Carlito, chiar mulți ani fain și rămân dator. Carlito, stai așa un pic. Noroc că mi-a spus cineva că faci live, că nici nu știam că faci live. Băi, Carlito, na, m-am apucat și eu, frate, de vocatering pe aici. Oricum, Carlito, să rămână, frate, chiar să rămână. Mulți ani fain de raid, deci cel mai șmecher, frate, cel mai șmecher. 60 de like-uri, fraților, mulți ani fain, chiar n-am curat să mă uit acum să văd dacă am reușit să strâng golul ăla de 350 de abonați, dar cred că am trecut mai departe. Iubi, deci pa, meci. Băi, dacă rămânem în continuare 20 persoane pe live, vă zic sincer că o să fie pa. Pa, meci, 100%. Chiar o să fie 100%. Voi vă dați seama ce versiune Geta e, la ce te referi? Marian, YouTube, te rog frumos, zi-mi în română, că nu înțeleg, fără Caterinca, frate, deci tu zic sincer, chiar nu înțeleg la ce te referi. Thunderbomb 2, baftă, frate, mulți ani fain că ați trecut pe aici, fraților, și ați dat un like și un subscribe, sigur, 100% că ați dat. Mersi frumos la toți. Pai de pula mea, băi, 326 de abonați. Hai de... Voi gândiți. Băi, respect maxim, Carlito, frate, respect maxim. Hai mai dăm și noi drum aici la un Omega, să vedem ce mai este. Vedem, găsim și noi o gagică pentru băieții ăștia care au dat raid. Sau. Salut, ce faceți? Băi, uite, vine și eu, mă plictisesc pe aici și n-am zis să caut și eu o fată să stau de vorbă cu ea în seara asta. Poate mâine ieșim la o cafea, poate păi mâine facem nuntă și poate răzi păi mâine facem copii. Da? Păi... Păi și casă și bani când? Ei, aia e partea a doua. Adică casă deja am, bani într-un fel sau altul am. Na, mai rămâne nevasta și copiii, știi? Okay. De unde sunteți? Vrei să-ți faci harem? Harem? Nu m-am gândit așa departe. Nu m-am gândit așa departe, dar na. Dacă vreți voi să veniți amândouă la pachet, n-am nicio problemă. A, am înțeles. Bine, băi, fetele, hai seara faină, că vă când aveți chef de vorbă, așa că salut. Băi, 67 de like-uri, frate, respect la toți, fraților. Respect, mulți ani faină, Carlito. Băi, nu chiar nu credeam, dar fratele Carlito îți primesc eu raid. Da, fraților, și vă scădem. Salut, Carlotto. Nu sunt Carlotto, sunt... Salut de la Carlito, bănuiesc că vrei să zici Gigi Cordeleanu. Bine ai venit, frate, pe canalul ăsta. Nu sunt Carlito, eu sunt Axel DJ. Probabil ai venit de la Carlito, bănuiesc. Ești acum cum a fost Bogdan din spas la Ai Umor. Hai de pula mea. Băi, fraților, băi, hai că mulți dintre voi nu știți faza. Deci mulți dintre voi am pus faza aia... Gen când eram, stai să zic așa, eram la început și aveam vreo 4-5 persoane. Dar stați să vă arăt o fază, fraților, dacă nu o să... Stai mă, de ce nu merge? Proprietăți... stai că am Omega-ul încă deschis. Stai să închid o lea cu Omega-ul. Cancel, așa... Stați să vă arăt o fază cu hai de pula mea. Dacă nu vă căcați pe voi de râs și la propriu și la figurat. Scuzi. Dă-mi raid lui Carlito. Fraților, suntem 12 persoane, nu putem merge să dăm un raid acum la Carlito. Hai să vă arăt faza cu tare, cât mai tare, bravo. Mersi, Denis, mersi, frate.
Vreau să vă arăt faza cu ai de pula mea, cu ai cu... Stai să opresc un pic muzica. Stai. Bă, de ce trebuie să înregistrezi ce fac în seara? Stai așa că nu e asta. După aia au venit un tovarăș la mine și mi-au dus un pic de praf, știi? Și am tras cu trei linii cu el, după aia m-am adus aminte că am și-o prin casă niște iarbă. Și cum a mi-am făcut pălă cu aia? Ce aia și pără asta? Mai de pălă mea cu aia. Aia prea mult, mâine mă trezesc cu vie aici. E, nu, București, unde că suntem și noi oameni, giganti. Da, frate, stau în București. Da, da. Hai să te las, frate. Nu mă lăsa, frate. Asta e unul. Deci practic ăsta m-a confundat cu Ispas Bogdan, știi? Și am vorbit odată cu el și apoi am mai dat încă o dată de el și am continuat faza, știi, cu Ispas Bogdan. Bă, că eu sunt Ispas Bogdan, și hai de pula mea cu aia. Dar stați să vi-l arăt pe moș. Deci moșul a fost Caterinca Maxim, stai, nu ăsta. Unde era ăsta, practic? Hai bine. Tot cu hai de pula mea cu aia, să vezi. Nu. Așa, ăștia-s frate. Înțeles. Hai mă, nu e asta video? Unde e dracu? Nice. Nu e asta? Să vedem asta? Bă, de ce trebuie să... Asta e video. Nu știi. Hai să vedeți aici. Aici au fost durere maxim. De groasă e. De până avea croaie. Stai așa, să bag în început. Hai de până. E bună avea croaie. M-a speriat, mă, m-a furase peisajul. Coie, bă, pula, fuma coie. Bă, dar m-a speriat să-mi bat pula când ai râs. Coie, bă, coie, stai, bă, de pula, bă, frate, i-au fumat coie. Vrei să vii să fumezi cu mine? Nu, fumezi. Hai frate, facem un joint împreună. Mâine mă ia ăștia cu targă. Hai de pula. Hai să mă apună. Păi că... Mamă, coaie mără. Frate. Bă, tu mă cunoști, nu mă cunoști? Nu, te cunoști. Coaie a fost coaie. A fost în pula mea la iubor. Al trecut coaie. Și m-a făcut de căcat. M-am intrat pe scenă și-a zis ce-a urmă. Ai de pula mea. Aie. Da, aici s-a fost durere, deci omul super știrb, dar vedeam știrbia la lui de nu mai puteam, frate. În 9 minute începe meciul, da, fratelor. Practic n-am reușit să fim 20 în mod constant. Așa că practic o să punem stop la 2 ore.
un super, super ride la fratele Carlito, care e jos pălăria pentru el. Chiar nu o așteptam. Băi, în fiecare seară am parte de o surpriză super faină și mă bucur. Mă bucur că nu mă uit băieții, chiar sunt alături. Da, chiar semeni cu Bogdanel ăla, doar că varianta mai slabă, da. Păi, practic, după ce am plecat de la iUmor, na, am terminat banii că i-am fumat și, practic, am slăbit. Și ziceam că nu am rămas 20 pe live, așa că o să punem pauză la live-ul ăsta. O să merg și eu să mănânc, o să merg să mă uit și la meci și ne vedem undeva după ora... dacă e 8, după ora 10, bănuiesc cam așa, 10 jumate, cam așa, o să ne vedem din nou pe live, o să mai facem vreo 2-3 ore, dacă mai e lume, dacă nu, na, dacă mergeți la somn, atunci vedem. Oricum, dacă suntem 4-5, nu o să țin live-ul prea mult, dar dacă suntem așa 10-15, să putem face o caterincă, mai stăm vreo 2-3 ore pe live, ca să facem alte 5 ore și azi. În care văd că începem să ne vedem obiectivul și să reușim să ne strângem cât mai mulți, că na, e drăguț să fim mulțișori. Și oricum, rămân dator la toți că stați aici cu mine și vă pierdeți timpul prețios. Da, ziceam, fraților, că mă duc să mănânc și o să revin la ora 11 sau 10 jumate când se termină meci, o să revin aici. Mă scuzați, fraților, mă scuzați pentru mult, că asta e viața, riscul meseriei. Între timp, fraților, dacă vreți să vedeți ceva fain, intrați la Condar. Ana, Simona, nu te mai auzi. Da, știu, acum pănuiesc că o să mă aud mai bine. Intrați la fratele Condar acolo pe live până revin eu. După care ne vedem pe live mai târziu. Bine, fraților, seară faină să aveți. Nu am auzit nimic. Ați auzit acum. Dacă n-ați dat like acolo până acum, dați un like, un subscribe în cazul în care n-ați făcut. Și ne vedem. La 22 e gata meci. Ok, fraților, atunci înseamnă că la ora 10 o să revenim aici. Seară faină, băieți și fete. Ne vedem mai încolo. Până atunci vă pup și tot respect. Vă salut!